De unde a pornit această inițiativă? Banca pentru Alimente Maramureș și asociația pe care o asociația Banca pentru Alimente Maramureș pe care o reprezint. Misiunea noastră este să reducem risipa alimentară. Gândindu-ne ce putem noi face, fiecare ca și individ, nu numai mari jucători din piață privind risipa alimentară, am ajuns la ideea că dacă noi, fiecare dintre noi, am composta, am reduce foarte mult tot ce înseamnă poluarea la acest capitol. Un studiu al TerraCycle din America spunea că dacă fiecare dintre noi am composta deșeul vegetal din gospodării, ar fi ca și cum am luat de pe șosea 20 de milioane de mașini. Cam ăsta este efectul la nivel de strat de ozon, a tot ce înseamnă procesul ăsta prin care alimentele sunt aruncate la groapă de gunoi, fermentează, ieși acel levigat care se scurge și poluează prânza freatică și pământul. Și împreună cu colegele mele de la Centrul Educațional Explorania am reușit să punem în practic acest proiect care se numește Băimărenii Compostează. Toți băimărenii interesați pot să obțină de la noi o găletușă cu filtru de carbon pentru a selecta deșeurile vegetale din gospodării și le pot depune în trei zone din Baia Mare. Prima zonă este aici, unde suntem acum, la Biblioteca Județeană Petre Dulfu, a doua zonă este în Muzeul Satului și a treia zonă este în curtea Centrului Educațional Explorania, unde în jur de 25 de familii, de părinți care își duc copiii acolo, au optat pentru a avea această găletușă și a selecta deșeul din gospodăriile lor. Până acum, la câți băimăreni le-ați dat găletușe? Suntem un număr impresionant, zic eu, de băimăreni, de familii care au ales să composteze. Suntem undeva până acum la 59 de familii. Am mai dat și în seara asta, nu știu, undeva la, cred că 15 găletușe. În condițiile în care cei de la Urban Cultor din București, care ne-au ajutat și ne-au oferit informații prețioase pe acest subiect, au început un proiect similar în sectorul 1, din câte știu eu, în primăvară și sunt undeva la 10 familii care compostează și care au luat această găletușă. Veți avea și workshop-uri? Da, noi am început deja și vom avea până la finalul anului undeva la 5-6 ateliere, atât pentru copii cât și pentru adulți. O să le ținem în diverse locuri din oraș. Îi sfătuim pe toți cei care doresc să participe să ne urmărească pe pagina de Facebook Băimărenii Compostează și să ne scrie fie acolo, fie pe Asociația Banca pentru Alimente Maramureș. Noi am și dat participanților niște flyere cu informații legate de tot ce înseamnă compost și numerele noastre de telefon ale celor care se ocupă de proiect. Suntem 4 fete, 4 mame, care ne dorim un pic să lăsăm o planetă un pic mai bună pentru copiii noștri. Așa cum și bunicii ne-au lăsat-o nouă, dar în ultima vreme parcă lucrurile s-au schimbat un pic și suntem într-un ritm mai mare de a consuma și uităm niște principii care practic noi le-am primit de la bunicii noștri și care vrem să le dăm mai departe la copii, toți copiii care își doresc să participe și toți părinții care doresc să-și reamintească principiile unui stil de viață sustenabil, un stil de viață sănătos. Deci sunteți 4 persoane? Da, 4 persoane. Și așteptăm voluntari. Dacă sunt persoane care își doresc să se implice în proiectul nostru, îi așteptăm cu inima deschisă pentru că avem ce face și sunt multe proiecte la care cu cât suntem mai mulți în organizare, o să fie mai ușor să facem față la tot ceea ce ne-am propus. Vă salutăm și vă urăm bine ați venit și vă mulțumim că sunteți aici și că vă doriți să vă implicați în proiectul nostru. Eu sunt Andreea, pentru cei care nu mă cunosc, reprezint Banca pentru Alimente Maramureș. Fetele astea faine sunt de la Centrul Educațional Explorania și împreună cu ele am conceput și am gândit proiectul Băimărenii Compostează. E un proiect prin care noi încercăm să evidențiem cumva sau să subliniem faptul că din gunoi se poate face ceva bun. Gunoiul poate fi transformat în îngrășământ natural
hrană pentru microorganisme și organisme. Și colegele mele de la Centrul Educațional Explorania făceau asta de multă vreme cu copiii, copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Cristina aici de față, pasionată înrăită așa de tot ce e eco. Tot ce e eco, tot ce e sustenabil. Eu am conceput și un curs de viață sustenabilă minunat care i-am dat drum acum de curând și tot eu o să vă prezint acum ca un mic index cu privire la ce putem și ce nu putem composta. Ați primit fiecare dintre voi și niște flyere cu mai multe informații, dar live și la fața locului și palpabil, cred că e mult mai simplu să rămână întimpărit. Cristina, îți dau cuvântul. Deci aveți gălătuțele, hai să iau gălătuțele. Aveți aici pe spate, pe scurt un pic, câteva listate. Desigur că nu-i tot din ce putem sau nu putem composta. Mereu o să fie ceva pentru care nu o să fiți siguri dacă se poate sau nu composta, pentru care noi o să vă stăm de sprijin alături ca să vă ghidăm. Dar o să vedem... O să vă dăm puțin un pic de informații extra ca să vă ajute totuși să decide singuri, în mare măsură, ce e compostabil sau nu. Un mic ABC a ceea ce e compostabil sau nu. Și vă spun câteva reguli de bază sau principii. În primul rând, crud și neprocesat termic. Asta e regula principală. De aceea am adus aici mai multe legume și unele nu chiar legume, pe care o să le decidem, să vedem în ce zonă se încadrează, dacă sunt la compost sau la gunoi. Deci, ideea e că tot ce e crud se poate composta. Problema este ca să nu ajungă la un nivel de fermentație, pentru că atunci se transformă în cu totul altceva, deci e vorba de cu totul alte bacterii implicate. Compostarea are loc în mod natural în natură. Și de fapt și chestiile de, deci resturile de surse animale se degradează în natură, doar când cu totul alt rit și un pic implicat și alte bacterii, alte tipuri de microorganisme, dar rezultă și un miros specific, de exemplu de la chestii cum ar fi carne, oase, brânză, așa că nu se pretează pentru ceea ce vrem noi să facem compostare urbană, tocmai de aceea o să facem doar resturi vegetale și doar crude. Desigur că m-am adus aici să vedeți, de exemplu, niște lucruri care pot să fie compostate și legumele care sunt crude. Dacă le lăsăm puțin nesupravegheate, ca să zic așa, prea mult, uităm de ele, am mers în concediu și am lăsat gălătuța și s-au adunat acolo, la un moment dat, mai ales cu fructele, de fapt, e foarte comun că ele conțin mai multă fructoză și foarte rapid are loc fermentația, când ceea ce rezultă e mai mult ceva foarte acid, care, de exemplu, dacă am folosit la plante, după aceea le-ar distruge, practic n-ar fi hrană, ceea ce ne dorim să devină compostul. Deși la fructe e bine să avem grijă să nu ajungă în stadiul ăla, de aceea, dacă, de exemplu, am pus fructe și legume crude și găleata aici, nu e chiar plină, dar știm că s-au adunat de ceva timp, e mai bine să venim la jumătate cu găleata sau... Deci înainte să se umple, șogolim pur și simplu. Pe lângă lucruri deci resturi de natură vegetală crude, ceea ce e important să intre în compost e partea amaro, o numim noi, sau materie uscată, care e tot parte vegetală, doar că s-a uscat și asigură echilibrul din compost ca să fie și carbon și azot în egală măsură. Trebuie să fie un fel de 50-50, deci jumătate-jumătate. Eu aici vreau să vă ilustrez, de exemplu, variantă în care jumătate sunt materie uscată și am pus frunze, mai sunt și codițe de la struguri. Aici un pic mai jos, nu știu dacă se vede că s-a aburit de la diferența de temperatură, dar am pus cartoane și asta ajută, e un echilibru de jumătate-jumătate, crud uscat, dar ajută și la prevenția fermentației de care spuneam, pentru că nefiind, adică fiind aerate, o să prevină tocmai acest lucru, deci fermentația și scurgerea zemii, care
de fapt devine un alt, cu totul alt compus chimic, se numește levigat, care e toxic și chiar poluează mediul, ceea ce se întâmplă la groapele de gunoi, combinația de resturi de la peturi și de la alimente și alte produse în stare de fermentație, un lichid foarte toxic care ne dăunează. Deci asta puteți să faceți dacă doriți în găletuțe, puneți și frunze, puneți și hârtie, cofrage de ouă, carton. Ideal să nu fie foarte, foarte printat și să nu aibă părți lucioase sau plastice, că atunci acelea nu ni le dorim în găletuță. Sau pur și simplu vă asigurați că n-a trecut foarte mult timp și n-au început să se fermenteze, le aduceți la cutia de compost, le goliți și pentru partea uscată, deci dacă aveți doar legume și fructe crude, partea uscată o să aveți tot timpul asigurată de noi, deci dacă nu găsiți frunze, poate în luna noiembrie a plouat și fioarte, nu mai sunt prea uscate, o să fie aici furnizate noi, să avem grijă să fie partea asta uscată. Deci o vom goli aici, în cutia de compostare, o cantitate de găletușă și aveți și ghidul vizual aici în trei pași simpli. Golim găletușa pe care am adus-o de acasă, golim aceeași cantitate cu frunze uscată sau orice e aici uscată, să fie și crenguțe uneori, în funcție de sezon. Și acum vreau doar să vă arăt, o să sortăm puțin aceste deșeuri, deci pur și simplu ne uităm puțin, o să aduc de voi. Oul e compostabil, dar numai dacă e doar coaja, pardon, deci nu oul, ci coaja. Nu dacă e, dacă e fiert, golim și aruncăm, la fel dacă e crud, am folosit gălbenușul și albușul la o rețetă. Coaja e ok, că e oricum mineral și mult calciu, dar nu și lichidul dinăuntru sau nu și oul fiert. Orice e procesat, cum spuneam, deci aici e mămăligă, a fiert, mai ok, porumbul ar fi fost, dar ăsta e la gunoi, nu e compostabil. Mărul, chiar dacă se descompune e, și dacă s-a stricat, dacă e un pic de mucegai, nu e nicio problemă, asta se va întâmpla și aici. Mucegaiuri, bacterii, diferite gâze, râme la un moment dat, el o să facă treaba. Doar că să avem grijă să fie mărunțit, deci întreg o să fie prea lent procesul de descompunere, mai ales trec mai greu de coajă în special și atunci vă rugăm să le tăiați măcar în sfert sau dacă nu în jumătate. Orice legume trebuie să fie mărunțite. Deci asta trebuie să mărunțim, apropo. Roșiile tăiate felii sunt compostabile, punem la compost. Dacă ar fi fost fierte sau dacă avem ciuperci care sunt gătite cu ulei, ulei nu prea, nu e bun, deci la gunoi, nu la compost. Aici șuncă și brânză, exact lucruri care nu au ce căuta la compost. O să strice destul de mult, o să miroase, nu e ok. Și le aruncăm la gunoi. Salată, verdețuri, iarbă. Iarba cosită, apropo de iarbă, când e sezonul acum a trecut, o putem arunca la compost doar dacă e uscată și transformată în fân. E ok și crudă, doar că se compactează foarte repede și nu pătrunde aerul, ceea ce e foarte important în procesul de compostare și atunci rezultă din nou foarte mult miros urât. Nu știu dacă ai avut experiențe cu iarbă cosită, lăsată grămadă, mirosul de nedescris. Deci nu e ok decât dacă e cosită și mai ales în sezonul în care începe deja să facă semințe, deci am florit și mai face semințe, doriți să nu o punem în perioada aia, după perioada aia, care e în mai sau iunie, din câte am înțeles, așa e? Cam așa, și pentru că semințele acelea, unele rezistă cumva, chiar dacă se degradează, chiar dacă e umiditate mare, și la final ne vom trezi cu, când punem compostul la plante în grădină, ne vom trezi cu multă, multă iarbă pe lângă plântuță, pe lângă buruien. Deci doriți să evităm, în general, și alte lucruri care au semințe. Deci astea le compostăm. Iar acestea, din nou, nu sunt compostabile pentru că e murătură, deci a fost procesată cumva. Nu mai e crudă, la fel și morcovii. Iar ardeiul și ceapa și mai e... ce mai e? Citricele. Acestea se compostează mai greu doar după ce trece un pic de timp până ies uleiurile volatile, uleiurile esențiale din ele. De obicei, efectiv, țin bacteriile și toate microorganismele la distanță, nici lor nu le plac, nici ceapa, nici usturoiul.
e de evitat, să punem. Deci îl spunem tuturor, dacă se întâmplă să aruncați un pic de coajă de ceapă sau o jumătate de ceapă care v-a rămas, nu e o problemă. Problema e când aruncăm o găleată mare de ceapă, toată acolo, că o parte din zona de bacterii, de compost, o să fie efectiv îndepărtat, bacteriile o să îndepărteze și o să țină distanța. După o perioadă de timp, când o să iasă uleiurile volatile, o să se apropie, dar între timp au cam ratat startul, ca să zic așa, și noi vrem să fie cam același ritm de compostare. La fel și cu toate lucrurile tăiate în bucăți. Deci dacă sunt întregi, o să fie mult prea lente degădarea, între timp restul sunt cu tot un alt stadiu și vrem să fie toate deodată. Ca la cuptor, când tai cartofii la fel de mari ca să coacă deodată, cam așa și cu compostarea. Unde asta? Aici. Ce mai important, toate lucrurile pe care scrie că sunt biodegradabile, gen bioplastice, adică pungulițele acelea, care știți că scrie că sunt compostabile, de la Kaufland sau de peste tot, la fel și sunt mănuși biodegradabile, sunt pahare, n-am adus, dar puteam să aducem. Ideea e că ele sunt compostabile și biodegradabile, dar din nou într-o cu totul altă măsură și alt ritm. Unele sunt doar în condiții de laborator, sub anumite condiții de umiditate și de temperatură. Din nou, dacă o să le punem, o să stea mult și bine până când celelalte o să fie deja degradate și atunci și acelea le evităm. Sunt foarte bune, sunt măsuri foarte ok pentru că mai bine de cam jumătate din tot plasticul din lume e plastic de unică folosință, deci nu ne dorim să mai avem atât de mult plastic. Și un pahar care e din carton și cu un pic de biofilm, de bioplastic, care se va degrada oricum mai mult decât 450 de milioane de ani cât le ia plasticului clasic. Deci ceva ce ne dorim mai degrabă e de ales, dar nu la compost, că e cu tot altă treabă. Deci nu compostare urbană, aia e chestia pe care o facem noi. Nu știu dacă am uitat ceva, cum spuneam, aveți aici pe veletușă câteva informații pe scurt. O să vă adăugăm și pe un grup de WhatsApp unde puteți să întrebați oricând și vă răspund deja cei care compostează acum și s-au dus la celelalte zone. Deja sunt experți și nici mai trebuie să mai intervenim noi, că se descurcă foarte bine. Și aici aveți pașii foarte pe scurt, mai multe informații, dar ghidul vizual, punem o găleată de resturi, punem încă o găleată de materie uscată și amestecăm, am pus noi aici pasul 3. Ceea ce deocamdată ne ocupăm noi de partea asta cu amestecarea, dar la un moment dat când o să credem noi că e ok, o să mai credem ștafeta. Partea cu amestecarea de ce e importantă? Nu știu dacă aveți experiență cu compostarea acasă careva. Ați încercat? Nu? Ok, am încercat și noi și la Explorane, am încercat la centru educațional. Am pus multe legume, partea uscată am zis că o să revenim cândva când o să avem... O să facem rost că era vară și nu prea găseam în perioada aia frunze uscate, dar nu am amestecat și toate resturile devin foarte compacte și se întâmplă exact ceea ce spuneam că e de evitat, deci se fermentează, efectiv obții un pic de alcool acolo, nu obții hrană pentru plântuțe și levigatul ăla care practic e toxic. Deci e foarte importantă pentru că în de compostare bacteriile care sunt implicate sunt bacterii aerobe, deci au nevoie de aer. La fel au și nevoie de umiditate, ceea ce își iau din fructe, că ele multe conțin mult la sută apă. Iar când se întâmplă să nu fie prea echilibrată măsura asta sau rația asta de apă uscat, mai adăugăm noi puțin, mai stropim, deci mai verificăm, mergem în inspecție. Dar ideea e că apa și oxigenul sunt foarte importante și oxigenul sau aerul îl introducem prin amestecare periodică. Noi avem o lopățică mică aici cu care mai întoarcem toate treburile. O să punem ceva mai mare pentru că deja e cam micuță și avem multă materie acolo. Și o să fie super dacă la un dat o să purea și altcineva sarcina asta. Și acum, uite, o să gălesc. Unde ești, Ștefan? Mă ajută? Au plecat? Avem un alt băiat aici. Vrei să ne ajuți? Hai să ne ajut. Uite, aruncă tu. Deci asta e cutia de compost. Aici o să aruncăm, să nu aruncați aici. Aruncă acolo.
Ai reușit? Da. Ce o să vă ajute? Eu am pus șervețele astea a mea de acasă. E zaț ăsta negru care se vede de la cafea. Se poate arunca. O să vă ajute să puneți șervețele pe fund sau dacă puneți straturi, cum am pus eu în cutia aceea mică de carton. Nu e obligatoriu, dar o să vă ajute ca să se golească mai ușor, să nu se prea lipească. Și acum punem aceeași cantitate de frunze uscate. Le acoperim pe deasupra. E important să fie acoperite bine. Și mai e nevoie un pic aici. E important să acoperim din nou tot pentru a evita pătrunderea musculițelor, acele drosofilele acelea care pentru fermentație, pentru că din nou strică puțin treaba. Acum câteva musculițe o să fie inevitabile, cumva găsesc ele și pe sufrunze și pătrund, dar nu vrem să fie foarte multe și de aceea le acoperim. Și cred că cam atât. Nu știu dacă aveți doar întrebări să ne adresați. Cineva? Cojile uscate, de ce apă usturoi merg sau nu merg? În cantități foarte mici, pentru că orice e uscat. Da, dacă una, două, trei, începe maxim. Coaja e mai puțină, deși și ea are un pic de uleiuri din acele esențiale, dar da, merg. Dacă nu sunt foarte, foarte multe. Și alimentele perisabile, gen, nu știu, o brânză care trebuie aruncată? Nu, nu, nu. Deci nimic ce e de originea animală. Mi se pare că e un pic cam complicat, nu știu, nu știu, să oameni. Sunt procesate, sunt fierte, nu e ok, nici orezul, mai ales că sunt și intens procesate, pastele conțin o grămadă de alte lucruri și cărora microorganismul face tot ce e 100% natural. Deci nu le prea plac aditive ăștia din comerț. Așa că doar crud și doar legume și fructe crude. Zațul, cojile, ce mai e aici? Resturi de la flori, dacă aveți un buchet de flori, tăiată mărunt, e foarte important să fie măruntite, scrie aici. Carton, cofrage sau hârtie, dacă nu e foarte imprimată și dacă nu are adaus de foliu, de folii, de luciu, ceva care sugerează că e un pic de plastic. Și coș de ouă, cum spuneam. Mai aveți aici ce e de evitat. Avocado, cojile de avocado, sâmburile de avocado, din nou, sunt foarte lente. La fel cojile de nuci. Se degradează ele, dar trebuie cam mult și vrem să fie în același proces celelalte. Deci, de obicei, cam, o să vedeți voi că gunoiul se va reduce considerabil. Și după ce începe treaba asta, dacă, nu știu, să nu se întâmple, dar dacă o să mergeți în alte zone și ați început să compostați, o să vă doară inima să mai aruncați o coajă de banană sau un cotor de măr vreodată în gunoiul menajer. Plus că nu mai miroase așa de mult gunoiul. O să mai fie sigur resturile de la, dacă consumați carne sau lactate, dar tot e mult mai bine. Se zice că risipa alimentară și resturile vegetale fac 50% din gunoiul, volumul e de 50%. Nu știu dacă știați, dar gunoiul ăsta care îl punem noi la comun, cu tot ce nu reciclăm și dacă punem un PET care e reciclabil și până la gunoi nu mai e reciclabil, este acel tip de, cum se cheamă, fracția umedă, care e dusă să fie arsă. Și foarte multe din aceste alimente și pe care le-am gătit, deși pastele sau mămăliga, dar și legumele conțin foarte multe apă, e ilogic să dai foc la ceva ce conține atâta apă, e consum de resurse, mai e și poluare în mediu pentru că ele emit, dacă sunt arse, emit gaze, dar emit gaze oricum pentru că descompunerea asta biodegradabilele e cu emisii de metan și tot felul de gaze care din nou încălzesc atmosfera, deci facem un bine planetei, ne facem și nouă bine, că ne afectează și pe noi și mai hrănim niște mici ființe care după aia ne dau ceva bun și hrănitor să grădinărim și să mâncăm și reciclare, reutilizare și știți voi, povestea. Da. Cojile de cartofi
Da, da. Da. Deci în restul de vegetale crude, cartofi, paie, nu. Legumele curățate. Exact. Cojile alea care... Să nu fie în proces de fermentare. Și, nu știu, acum, nu știu cât de repede să arunc pe o găleată, dar dacă se arunc o dată la o săptămână, vreau mult să... Dacă stă la căldură, dacă stă la căldură, e posibil să fermenteze. Și atunci e acid și nu mai e ok pentru compostare. Dar dacă țineți pe balcon, acum că vine și perioada rece, o să poate fi ținut și eu. Mai mare riscul cu fructele am constatat. Uite cum am avut struguri, ați văzut că am venit cu găleata, deși era numai pe sfert, că n-am riscat să fermenteze cojile acelea și... Dar dacă, cum ai spus, coș de cartofi, rezistă mult mai mult. O să o vedeți voi seama că miroase și o să vedeți diferența. Da. Și... Trebuie deschis capacul să se risească nu. Asta cred că e făcut doar ca să-l limpezim dacă cumva pătrunde ceva, dar eu până l-am de 2-3 săptămâni, eu nu l-am limpezit, nu știu voi, dar nu e. Doar dacă e cazul. Doar dacă e cazul, însă poate o să observați dacă e cazul. Ok. Urmăriți pagina noastră de Facebook, acolo vom prezenta următoarele evenimente. Următorul probabil va avea loc la bibliotecă, să vedem după cum este posibilitatea, în care tot colega mea, Cristina, vă va expune ceea ce înseamnă mai profund atât procesul de compostare. Și viața, și de viața, fapt, sustenabilă. Viața sustenabilă. Deci vrem să înglobăm celelalte elemente care contribuie la o viață mai lungă pe pământ, practic. Altfel, nu ne e bine dacă mergem în direcția asta, vedem și noi. Deci, compostarea și selectarea deșeurilor, sortarea e doar o parte din ceea ce putem face, sunt multe alte lucruri, cum ar fi reducerea consumului în primul rând, să nu mai consumăm atâta, să nu mai cumpărăm atâta. Eu fac atelierul ăsta cu micuța, am început de la 3 ani la 6 ani acum și pe înțelesul lor putem să le spunem foarte multe, dar țintim și pentru tineri, adolescenți și la un moment dat adulți, va fi atelier aici la bibliotecă și se va așteptăm cu drag dacă vreți să participați, dar urmăriți pagina de Facebook, Băimereni compostează. Și o să vă adăugăm pe grupul de WhatsApp să menționați acolo, am golit o jumătate de găletușe sau o găletușă întreagă la bibliotecă sau mai avem la Muzeul Satului, în incintă, și încă una la Centrul Educațional Explorania pe strada Cristian, undeva de pe Victoriei la dreapta.